toată din suflet. Când ești pregătit, ești altfel. Adică știi cum să îi lași cu gura căscată. Am venit la noi acasă, la. Iubită încă nu. Sper că cu show-ul X Factor să găsești eu pe cineva. Diana. Diana. Da. O să am o ținută în așa fel încât să rămână jurul cât și publicul uimiți. De-abia aștept. Bună seara, numele meu este Alexandru și am venit pentru dumneavoastră să vă cânt o melodie frumoasă, să dăm drumul la piesă. Unde te grăbești, măi, tinere? Spune-mi, ce meserie ai? Pateser bucătar. Faci pateuri? Da, covrigi, chestii, merdenele, mâncare... gogoși, am înțeles. Am mâncat o merdenea de clasa a patra, dar plouă în gură numai când văd un patiser. Strudel faci? Nu, nu. Făcită cu brânză, cu stafide faci? Da, da, chiar am făcut. Mamă! Dacă știam, ți-aduceam... Pentru Delia, o surpriză culinară, ce-ar fi? Ar fi o prăjitură de casă. Perfect! Cu ciocolată. Perfect! Și... Pentru domnul? Pentru mine? Un tort mare de ciocolată. Dacă zici ciorbă de burdă, te dau afară. Hai zi! Un cornuleț cu... Un cornuleț cu o friptură. Uite un cornuleț, așa? Ce pui pe cornulețul ăsta? Un stafide. Ei, tot cu stafide. Și cu rahat. Și cu rahat, da. Asta. Să fii atent, cântă tu piesa, să vezi tot ce spun. Cred că piesa asta a fost de... De stafide. De stafide. Nu.